O, Doamne, bine, 112. Alo? Da. Da, aș vrea să raportez o urgență. Încerc să mă loghez în contul meu de televiziune online și îmi spune că parola e greșită, dar știu că am scris... Ce? Cum adică nu e o urgență? Ultimul episod din Fete și Băieți începe în 7 minute. Dacă asta nu e o urgență, ok, atunci ce e? În mod ideal, un cuplu care face sex vaginal ar trebui să folosească un mijloc de protecție împotriva unei sarcini nedorite, cum ar fi prezervativele sau alte forme de control al sarcinii. Dar uneori se întâmplă accidente și oamenii ajung să facă sex neprotejat. Poate că uită să-și ia pastila contraceptivă sau poate că prezervativul e expirat, dar fac sex oricum. Aceste lucruri se întâmplă, așa că nu ar trebui să vă panicați. Există un alt tip de contracepție pentru a evita să rămâi însărcinată, contracepția de urgență, numită uneori pilula de a doua zi. E cu atât mai eficientă cu cât o iei mai repede, dar poate fi luată până în 5 zile după un raport sexual neprotejat. Din păcate, poate fi mai puțin eficientă pentru persoanele care cântăresc mai mult de 75 de kilograme. Unii oameni confundă contracepția de urgență cu avortul. De fapt, contracepția de urgență poate opri o sarcină înainte ca aceasta să înceapă. Pilulele pentru contracepție de urgență se vând în farmacii, fără prescripție medicală, și costă aproximativ 10 euro. Nu aveți nevoie de permisiunea nimănui și nu trebuie să aveți o anumită vârstă sau un anumit sex pentru a o cumpăra. De asemenea, puteți merge la cabinetul medicului de familie pentru a o obține. Nu uitați însă, contracepția de urgență nu poate proteja împotriva bolilor cu transmitere sexuală, așa că e o idee bună să vă faceți și un test de depistare a bolilor cu transmitere sexuală dacă ați avut relații sexuale neprotejate. Până data viitoare, nu uitați să mă vizitați pe amaze.org sau pe canalul meu de YouTube. Pa, pa!